cu această poziție simplă, în care albul se duce încolo, da? Și negru vine încoace, așa. Și albul este la mutare. Alaltă ieri ai fost. Ok, ok. Nu mai mi-aduc eu aminte. Ieri n-ai fost. Corect, corect, corect. Dar ieri am făcut tot lascăr. Alte două partide. Deci, pe alea de alaltă ieri le-ai văzut și nu le-ai văzut pe alea de ieri. Asta e. Bun. Hai să revenim la poziția asta. Deci, albul este la mutare. Cum consideri tu că se termină partida asta? Câștigă albul, câștigă negru sau este remiză? Uită-te atent la poziție, că deși sunt patru piese, fiecare are rege și pion, trebuie să... Bună ziua, domnișoarelor, bună ziua, mă bucur că ați intrat și sper că mă auziți. Chiar acum am început lecția. Cine e la mutare este albul și întrebarea mea este următoarea. Deci albul se duce încolo și este la mutare, negru vine încoace. Și întrebarea mea este următoarea pentru voi. Cum se termină această partidă? Albul câștigă, negru câștigă sau este remiză? Cine îmi spune? Uitându-vă atent la poziție. Albul câștigă, ziceți dumneavoastră. Luca, tu ce zici? Raluca și Alexa, pionii se duc încolo. Deci el când mută, mută așa. Și ăsta mută așa. Deci pionul alb se duce spre linia 8-a. Și pionul negru spre linia 1-a. Bună ziua, Sofie! Deci, încă o dată, uitați-vă atent. Albul este la mutare. Deci albul nu va scoate cu șah. Nu e nimic, nu e nimic. Cam, tu credeai că pionul ăsta se transformă așa, dar nu așa merge. El merge încolo, spre linia 8-a. Da? Sofie, uite-te și tu la poziția asta. Deci asta e o poziție de încălzire, așa că pe urmă... vă arăt, ca să spun așa, două miniaturi pe care le discutăm și pe urmă mai facem niște... Astea sunt din Pandolfini, ce-i place lui Daria. Dar uite că tocmai Daria n-a intrat acum. Deci Luca a spus remiză. Sophie încă nu a spus nimic, Raluca se gândește. Negru câștigă. Deci, Luca, ai revenit și tu cu negru câștigă, da? A, Luca, tot remiză, zici. Deci, domnișoarele, zic negru câștigă, Luca, cine mută pierde. A, nu, Sophie, nu, 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 nu. Nu, ești complet departe, Sofie. Deci pionul ăsta, hai să facem câteva mutări. Deci, H4, A5 este o cursă, da? H5, A4, H6, A3, H7, A2. Da? Bun. Și aici, într-adevăr, dacă scoți damă, pierzi partida, dacă nu scoți cu șah. Ăsta o scoate cu șah și îți face atac liniar.
și negru câștigă. Dar Luca are dreptate. Albul are mutare de remiză aici. Luca, ca să văd că ai înțeles poziția, ce mută albul aici și face remiză? Că tu ai răspuns corect în fond. Deci trebuie să fi văzut aici. Ce mută albul ca să facă remiză aici? Cum rege de 6 Luca, că de 6 aici ce sare ca un țopa-țopa? De ce ăsta e de 6? Ce-i pui aripi la rege să ajungă până acolo? Rege e 6, păi da Luca, dar pierzi partida, n-ai înțeles nimic. Pierzi partida după damă. Pentru că oriunde te duce pe urmă, dama H8, vin cu regele, îți mănânc pionul. Nu, Luca, pur și simplu joci aici rege G7 sau rege F7. Deci asta e varianta care ție ți asigură remiză. Pentru că degeaba scoate el dama acum, rege G8, și degeaba mă apropii eu de el în trepte ca să nu îl las. Șa și mă bag aici. Și asta e poziție de pat. Deci trebuie din nou șah, vin aici, șah, dar iar mă bag aici. Nu știți că am făcut lecția asta în care eu v-am explicat. Deci pionul cu cât se apropie de câmpurile de transformare devine mai periculos. Și în momentul când el mai are un singur pas până la transformare, este foarte periculos. Și eu v-am făcut următoarea lecție la club. Deci când pionul mai are un pas până la transformare și este pe coloana A, C, F, o să facem și joc de mijloc, n-avea grijă, și H, el are mari șanse de remiză datorită pozițiilor de pat existente. Nu mai țineți minte lecția aia? De exemplu, haideți să vă pun o poziție. Asta cu albul la mutare, deși negru mai are un pas până la transformare, albul câștigă. Pentru că pionul de transformare nu se află nici pe A, nici pe C, nici pe F, nici pe H. Deci aici pentru alb câștigul se face așa. Șah, vin aici, șah, vin aici, șah, șah, îl atac, șah, și aici îl forțez să intre în fața pionului, că dacă mut aici ți-l iau, nu e niciun pat. Dar în momentul când vine în fața pionului, am timp să vin cu regele. Iese afară ca să se transforme din nou, șah, iar îl atac, șah, iar îl atac, șah, vin cu regele. Ați înțeles care e ideea? Deci, pur și simplu, și acum din nou iau, șah, iar îl atac, șah, iar îl atac, șah, din nou să nu piardă, se bagă în față, iar vin cu regele. Se bagă din nou aici, da? Îl leg.
Șah. Iar îl atac. Șah. Șah. Mate. Vă aduceți aminte de lecția asta? Dar în schimb, când e pe coloana C, regele negru nu mai este obligat să se bage în fața pionului. Aduceți-vă aminte. Sau pe coloana F. Deci, să zicem că e pe C. La fel e și cu când e pe A, la fel e și când e pe F, la fel e când e și pe H. Deci, șah, îl atac. Șah, mă apropii cu dama în trepte. Îl atac. Șah, îl atac. Șah, păi eu nu mă bag aici. Ca să ai tu timp să vii cu rege. Mă bag la colț. Pentru că nu pot să-mi iei pionul. Stalem. E pat. Da? Și atunci eu aici trebuie neapărat din nou să-i dau șah. Dar iar vin aici. Deci nu ai cum să câștigi această poziție. Decât dacă regele e mult mai apropiat. Și am făcut și lecția aia. Pe coloana C, A și bun. Asta e ca fapt divers ca să văd că ați înțeles. Și atunci revenind la poziția de aici. De asta v-am spus eu că este remiză. În poziția de aici. Pionul ăsta e de H. Deci încă o dată H4, A5. Ce mă enervez. Vrea să joace el cu mine. H5, A4, H6, A3, H7, A2. Eu nu scot damă, mă duc aici. Și când scoți damă, este asta poziție de remiză? Da. Pentru că pionul este pe linia H. Degeaba vii tu în, ca să spun așa, în trepte după mine. Pentru că mă bag la colț. Și aici trebuie să-ți dau drumul, că altfel sunt pat. Deci n-am timp să vin cu regele. Stalem. A înțeles toată lumea? Bun. Haideți acum să vă arăt două miniaturi. Că întotdeauna când te uiți la... și... Mie îmi plac miniaturile. Și miniaturile de foarte multe ori sunt... când ai șansa să vezi multe miniaturi. Când te uiți la un simultan dat de mari maestri, acest mare maestru care vi-l arăt aici, a dat un simultan în 1988, Ben Feingold, și are două miniaturi foarte, foarte simpatice. Ce înseamnă miniaturi? Miniaturi înseamnă partide relativ scurte. Una, deci una o are jucată cu alb, alta o are jucată cu negru. Dar mai ales prima care este jucată cu albul, vreau ca să înțelegeți ce înseamnă să fii jucător de slabă calitate, să fii un jucător slab și să ai caracterul slab și să cedezi în poziție când mai poți lupta. Deci partida a început așa, E4, deci marele maestru e la alb, da? E5, cal F3, cal C6, nebun C4. Deci asta este partida italiană, da? Și aici, normal, dacă știi multă teorie, joci cal F6, da? Și nu ți-e frică de acest cal G5, da? Bun. Dacă nu știi multă teorie, poți să joci, sau știi multă teorie, dar nu-ți place varianta asta, poți să joci nebun C5, da? Amândouă sunt valabile. Deci negru are aici două mutări
principial bunei, cal pe 6 și nebun ce 5. Dar în partidă, cel care juca în simultan a jucat nebun e 7. Care are și asta o logică în spate. Asta se cheamă partida ungară. De la țara noastră vecină și prietenă Ungaria, pentru că acolo s-a jucat prima dată. Dar acum nu mai este jucabilă datorită faptului că este slăbuț. Care este ideea din spate? Deci, în momentul când joci cal F6, albul poate să joace cal G5, cum am văzut, da? Cu atac aici dublu. Și tu trebuie să combați acest atac Friedliber cu D5. Și cal A5, singura mutare bună. Și aici trebuie să știi multă, multă teorie. Și atunci negru se gândește așa, da, de ce să știu eu multă teorie? De ce să nu joc direct nebune 7? Mai merge acum cal G5? Nu, că ți-l bat cu nebunul, da? Deci acum, și negru se gândește așa, albul va face rocadă, eu scot calul și acum degeaba mai joc cal G5, că am timp să-mi fac rocada. Și aici ar fi bine, de exemplu, ca albul să joace așa, adică să dea două piese ușoare pe tur și pion, e bine să faci chestia asta în jocul de mijloc? Cine îmi răspunde la întrebarea asta? Nu, corect, foarte bine, Sophie. Deci, piesele ușoare sunt mult mai active în jocul de mijloc și mai ușor de utilizat decât un tur și un pion. Turnul este, deci ca valoare sunt egale, 6, ai dat 6, ai luat 6. Dar să țineți minte un lucru, turnul se ambalează mai greu în jocul de mijloc, lui trebuie coloane libere care nu apar așa dintr-o dată pe tablă. Pe când nebunii și caii se strecoară mult mai ușor. Deci asta nu este o variantă bună pentru alb. De aceea, încă o dată, acesta este, ca să spun așa, rolul mutării nebune 7. Nebune 7, dar albul aici continuă cu D4. Pentru că în momentul când nu joci nebun C5, dacă ai fi jucat nebun C5 aici, ar fi mers D4? Nu, că negru are 3 bătăi, tu n-ai decât 2 apărări. Deci nebune 7 are ca principal minus faptul că deci nebune 7 D4 nu poți să câștigi material aici, dar trebuie să bați, că dacă nu bați, ăsta intră peste tine sau îți bate el, da? Și negru bate. Și aici albul continuă cu C3. Astea sunt așa zisurile gambite, sau gambituri, scuzați-mă. Un gambit este o deschidere în care adversarul îți dă ceva material, un pion, sau doi, sau chiar o piesă, sunt unele gambituri de astfel de, cu astfel de sacrificii de material, numai ca să se dezvolte mai repede să-ți ia gâtul. Și practic negru se gândește aici, băi frate, dacă îl las pe el și scot, să zicem, cal pe 6, îmi va juca E5 și după cal G4, CD4, nu numai că negru, albul are centru sub control. Bună ziua, Daria, nu e nimic, nu e nimic, numai ce am început. Deci albul ar avea aici mare avantaj de spațiu și centru ar fi al lui, da? Și de aceea negru aici zice, păi stai un pic, că nu te las eu să-ți faci plugul de zăpadă. Și bate și acest pion. Ceea ce să știți că un mare maestru niciodată nu face asta. Deci un jucător puternic aici nu face această mutare. Bun. Ce mută albul aici? Propuneți-mi o mutare pentru alb. Care îl duce în avantaj mare.
Dar nu decisiv, dar duce în avantaj. Deci suntem la mutarea 1, 2, 3, 4, 5, mutarea 6 și deja mutarea 7 a albului și el deja are mare avantaj. Să bați la C3, Daria. Păi da, dar practic rămâi cu un pion în minus. Deci, Daria, tu propui calea pe C3, nu? Într-adevăr, ai compensație. Poți să spui. Nu să fii. Nu poți să joci cal G5. Încă o dată, ia uite-l. Îl dai degeaba. Eu am două bătăi. Tu n-ai decât o apărare. Pion C3 e chiar complet neindicat aici. Dacă virgulă cal C3, îți înțeleg mutarea, dar ca să iei cu pionul, să nu-ți dezvolți calul, să-ți faci trei insule de pioni cu doi isolani, nu, în niciun caz. Deci dacă vrei să bați pionul ăsta, e bine să-l bați cu calul. Dar uitați-vă după o mutare foarte dură a albului care amenință mat într-o mutare, care într-adevăr încalcă un sfat. Dar v-am spus că sfaturile pot fi încălcate. Ce mută albul aici? Bravo, Sofi. Damă D5. Asta a jucat marele maestru în partidă. Damă D5. Deci, practic, îți ameninți mat aici. Și aici, negru, fiind slab de înger, a cedat. De aceea, deci, vă arăt această primă miniatură ca să înțelegeți cum se numește lecția, strategie și tactică, Daria Ancuța. Deci, eu vă spun vouă, mai ales când nu jucați cu jucători foarte puternici, nu cedați din prima. Deci, negru vede, cum poți să te aperi de madul ăsta? N-ai decât o singură apărare, cal H6, da? Da, dar după nebun H6? El vede că rămâne cu o piesă minus, da? Și cedează. Dar, de fapt, aici el nu rămâne cu nicio piesă minus. Rămâne cu poziție mai proastă, dar nu rămâne cu piesă minus. Pentru că, pur și simplu, aici negru ar fi putut să facă rocada. Și întrebare pentru voi. Am făcut rocada, am o piesă minus, într-adevăr, cu negru, dar am două amenințări. Ce amenințări are negru aici? Să zicem că albul ar face rocada aici. Ce ar juca negru aici? Și ar fi tătic. Corect, ce ia pe B2? Și îți iau dama, îți iau turnul și mai scot o damă. Bun, dar să zicem că nu fac rocada și îți iau pion. Păi da, dar îți iau nebunul înapoi. Exact. Bun, ia să ne uităm un pic. Dar albul aici n-are altă mutare care să salveze și nebunul și să apere și pionul din B2? Ce mutare nemaipomenită ar avea albul la prima vedere aici? Care să apere și la B2 și să salveze și nebunul. Corect. Nebun C1, nu? Deci, practic, asta este varianta în care albul trage cu dinții de material. Dar întrebarea e bună? Nu e bună. Deci în acest caz negru ar juca cal B4.
Opsa, opsa. Ce ameninți? Păi ameninți și dama din D5 și ameninți și calce 2 șah și tură. Care ar fi singura mutare a albului aici? Ca să, să pareți și calce. Damă de 1. Da, dar după damă de 1, C2. Stă negru prost aici? Nu. Ești forțat să muți damă, îți bat, îmi scot o damă și după ce bați, cine stă mai bine aici? Nu damă de 3, dar ea nu damă de 3. Cum damă de 3? Pe la D3 bate calul. Deci, ce vreau eu să vă spun prin asta? Că de fapt negru a cedat prea repede. Înțelegeți? Într-adevăr însă, el rămâne cu poziție proastă. Deci aici, care e cea mai bună mutare? Care e cea mai bună mutare a negrului? Să nu credeți cum, a albului. Să nu credeți cumva că albul n-a făcut nimic aici. Nu, aici pur și simplu albul bate simplu nebunea pe G7. Și după rege G7 calce 3, albul stă totuși mai bine. Pentru că păturica ta e spart. Și chiar mă supăr, pot să joc H4, H5, turn H3, turn G3. Dar este asta o poziție de decedat? Nu. Ia să ne uităm un pic ce zice calculatorul aici. Ia uitați ce zice calculatorul. Ce zice calculatorul aici? 0,17 egal. Deci stă mai prost negrul aici? Nu. Și atunci îți pui întrebarea, de ce a cedat? Pentru că n-a văzut toată această variantă lungă, da? Bun. Deci, practic, acest exemplu ne arată nouă că nu e bine să cedezi până la mat. Sau dacă eventual joci cu jucători foarte puternici, care, de exemplu, dacă joci cu Magnus Carlsen și ai sacrificat ceva și n-ai nicio compensație, n-are rost să-l mai chinui pe Magnus Carlsen, că ăla te bate. Dar, în primul rând, noi nu jucăm cu Magnus Carlsen, noi jucăm cu între noi, da? Bun. Al doilea exemplu, da? Deci acesta a fost foarte sugestiv, zic eu. Al doilea exemplu, luat tot dintr-un simultan a aceluiași mare maestru. Deci albul începe cu D4 și negru joacă foarte, foarte neortodox E5. Apropo, deschiderea asta este foarte slabă la negru. Deci se cheamă gambitul englez. Englud gambit, așa îi spune el. Dar este folosit ca un fel de armă surpriză, poate să fie folosit cum îl folosește negru aici. Și dacă nu-l cunoști bine, te pierzi în loviturile tactice. Se vede că e slabă, nu? Deci albul zice mersi, negru zice stai că mi-l iau înapoi, calce 6, albul zice nu tăticu, mi-l apăr mai apăr odată și negru mai atacă odată. Uitați-vă la mutarea asta, damă e 7. Este o mutare bună acest damă e 7? Nu. Îți închid diagonala nebunului din spate, dar este... este foarte, foarte otrăvitoare. Cum să vă spun eu? Deci dacă nu o cunoști bine, să știți că este periculoasă, al naibii de periculoasă. Deci trebuie ca să înțelegeți tot sensul acestei mutări. Normal aici, dacă ești băiat deștept cu albul, îi dai pionul înapoi și poți să joci G3 și, să zicem, și după cal ia pe E5 nebun G2, mă pregătesc de rocadă și dama asta chiar nu mai are ce mai căuta aici, la E7. Deci nu fac eu schimbul, las pe el să facă schimbul și să mai piardă un tempo
să-și mute dama de acolo, ca să-ți poată scoate nebun. E cât se poate, cât se poate de bună și viabilă această variantă. Dar albul nu vrea să dea pionul înapoi. Și joacă nebun pe 4 aici. Care dintr-o dată îi dă un sens acestei dame. Pentru că dama aia mută acum și face un atac triplu, nu dublu. Unde mută dama neagră acum? Dintr-un foc. Pup, pup, pup. Corect. Acest damă B4 șah îmi atacă mie și nebunul, și regele, e în șah, și pionul din B2. Deci observați cum, practic aici, ca să spun așa, surpriza reușește pentru negru. Deci aici, dar încă nu stă prea bine, să știți. Încă nu stă prea bine. Normal aici ai două mutări ca să nu pierzi nebunul. În primul rând, da? Pentru că nu poți să scoți cal de 2 sau cal C3 pentru că ți-a rămas nebun în priză, da? Deci când ți-a dat șac, ți-a atacat și nebunul din F4 care e neapărat. Și poți să joci ori nebun de 2, cum s-a jucat în partidă, ori damă de 2. Da? Ia să ne uităm noi de ce deci în partidă a jucat cât de cât bine nebun de 2. Deci dacă ești surprins la odică, poți să joci nebun de 2. Și e cea mai bună mutare aici. Nebun de 2, aceasta este cea mai bună mutare, într-adevăr. Dar damă de 2, de ce ar fi fost slabă? Cine-mi poate să-mi spună? Pentru că ți-aș fi luat la B2. Și bye-bye turn. Exact. Poți să-ți aperi turnul ăsta cu ceva? Nu. Cum nu poți, de exemplu, poți să-l apăr așa, domnișoarelor? Ce joacă negru aici? De acord cu voi, nu poți să-l apăr. Dar ce joci, dacă, ce joci cu negru dacă joc damă C3? Nu, Raluca, că am un nebun la F4. Nu, pur și simplu ți-au damă. Bye, bye. Te-am legat. Ți-am luat damă. Da? De aceea, în partidă din simultan, Abu a jucat bine nebun de 2. Și negru i-a bătut la B2. Și acum negru o face de mămăligă. Albu, scuzați-mă. Deci, aici negru și-a luat pionul înapoi? Da. Amenință să ia turnul din A1? Da. Ce mutare a jucat cu albul aici, ca să salvați turnul? O mutare bună. Deci aici albul, ca să salveze turnul, poate să facă două mutări. Una e bună, una e proastă. Cal C3. Cal C3 ar fi fost mutarea corectă. Deci după cal C3, care este o mutare de dezvoltare, pot să spun că stau relativ chiar bine cu albul. Da, ți-am dat pionul înapoi, dar eu am 3 piese dezvoltate, tu n-ai decât o piesă și o damă care e scoasă pe un câmp unde poți să ți-o atac, că acum am turn B1 la dispoziție, da? Dar albul greșește aici și joacă nebun C3. Din nou, ce joacă aici negru?
Deci după nebun ce trei albui pierdut. Ce joacă negru aici? Ce juca și când era dama la C3? Nebun? Ai copii că e simplă, nebun pe pat. Da? Nebun pe patul, deci nu pot să-ți iau damă că ești legat. Și aici, de exemplu, dacă joci nebunia pe B4, nici nu-ți iau tura direct. A spus de-aia să-ți iau și tura, să câștigi calitate. Dar cea mai tare aici e cal B4. Și ești complet pierdut cu albul. Pentru că ai o tură în priză, dar ai și amenințarea asta, calia pe C2. N-ai decât cala 3, dar cala 3 după dama 3 ești varză, da? Dar albul zice, păi da, dar eu joc dama de 2 aici. Cum câștigă aici negru? Cine îmi spune? Aici negru ori câștigă material, ori dă mat în două mutări. Deci atenție acum, da, corect, nebunia pe C3. Și aici câștigă, după calea pe C3, damă ia pe A1 cu șah, ieși varză cu cârnați. Iar după dama C3, cum s-a jucat în partidă, ce joacă negru aici? Zi, Sofie, ce joci aici cu negru? Dama C1, foarte nu s-o fi, că dama e la B2, deci dama C1 și-a și mat. Da? Bun. Haideți să facem poziții de mijloc, cum zicea domnișoara, cum ziceau domnișoarele, și vă arăt o poziție și ne uităm pe ea, vorbim puțin și despre mutările candidat. Deci eu am să fac o scurtă analiză a poziției. Deci, pur și simplu punem o poziție de pe tablă. Șahmat, corect, domnișoarilor. Deci, aici albul este la mutare, armatele sunt egale, dar albul are avantaj, aș putea spune, decisiv, datorită faptului că piesele negre importante, în speță și cele trei piese ușoare, și dama, și turnul ăsta, o să-l facem. Uite, o să facem mâine, dacă vrei. Deci, ăla e mult mai ușor decât matul cu nebun și cal. Dar hai să revenim la poziția asta. Deci, în această poziție, aceste 5 piese sunt departe de regele ăsta propriu, care săracul e apărat doar de către păturică și de un turn aici la F8. Vreau să-mi propuneți, deci planul practic al albului de câștig este să atace regele negru. Rețineți un sfat.
Deci, dacă acest cal sau unul dintre cei doi cai ar fi fost la P6, lucrurile s-ar schimba foarte mult. Și, practic, dacă îi dați timp negrului să-și aducă un cal la P6, se schimbă poziția foarte mult, adică e cam egală. De aceea, noi trebuie aici pur și simplu să accelerăm viteza atacului nostru și să-l obligăm într-un fel pe adversar să-și mute păturica din loc. Ce mutare propuneți aici cu albul? De fapt, vreau să-mi propuneți mai multe mutări. Dar cea mai directă mutare de atac care poate să facă albul aici, care ar fi? Uitați-vă și la piesele voastre. Deci, practic, eu aici cu albul am momentan două piese care să pot participa la atac. Dar am și niște viitoare piese și, de fapt, nebun de trei și îmi place cel mai mult această mutare. Calculatorul, să știți, sau Cal G5. Dar Cal G5, stai un pic, Raluca și Alexa. Cal G5, calul ăsta deja este într-un fel, ca să spun așa, angajat în luptă. Dar nebunul, ceea ce ai propus tu înainte, turne 7 nu merge, Raluca ăsta, Daria Ancuța, că am un cal aici. Da? Atenție la mutatul turnurilor pe linia 7. Într-adevăr, turnurile pe linia 7 e visul lor, să intre pe linia 7. În speță ai putea să spui, mamă, păi pot să joc pe ăsta aici. Dar și ăla e periculos. Și veți vedea ce înseamnă calcul de variante, pentru că deși albul câștigă partida asta, o câștigă cu mari peripeții, pentru că are o gaură în calcul la un moment dat. Deci el calculează foarte bine aici că trebuie neapărat să-i pună păturica în mișcare. Și joacă nebun de 3. O mutare excelentă. Amenis mat într-o mutare. Deci tu aici cu albul, după ce faci o astfel de mutare nebun de 3, trebuie neapărat să te gândești la apărările pe care le are la dispoziție adversarul tău. Și practic observăm aici că el nu are decât 3 apărări. Una așa, să închidă diagonala, B1, H7. Una așa, din nou să închidă diagonala, B1, H7, dar să-mi dea și în damă. Și una așa, H6. Pe toate cele trei, voi trebuie să le calculați în mintea dumneavoastră de aici. Deci, din această poziție, voi trebuie să vă gândiți și să vă imaginați poziția în cap ce se întâmplă după nebun de 3, H6, ce se întâmplă după nebun de 3, G6, ce se întâmplă după nebun de 3, F5. Sfatul meu când începe să calculați astfel de variante, e să le eliminați pe rând, să le luați pe cele mai proaste pentru adversar, să le puneți deoparte și pe urmă să vă concentrați pe cea mai bună. Și de fapt vedeți așa, că nebun de 3 și o luăm pe cea mai proastă, pion F5. Da? Ce are, mă? A trecut iar pe blitz. Fie afurisit să fii tu. Deci, calculez pion F5. Ce se întâmplă la pion F5? Într-adevăr, mi-a închis mie diagonala asta. Dar ți-ai slăbit-o pe asta altă. Deci, aici, pur și simplu, urmează nebun C4 șah. Da? Toată lumea vede. Rege H8, tur pe 7 n-are niciun rost. Și după cal G5 cu mat H6, damă G6 cu amenințare damă H7, n-ai decât să bați calul, dar urmează mat. Made. Astea trebuie să ți le imaginezi în cap. Deci o dai la o parte. Îți dai seama că nu poate să joace F5, da? Eu vă arăt modul de calcul, da? Bun. Suntem aici, da? V-ați dat seama că pion F5 nu are niciun rost. O luați pe pion H6. Da? Și începeți să calculați la pion H6 și aici trebuie să vă gândiți neapărat la următorul lucru. Băi, tăticu,
piesele adverse sunt departe, îmi pot permite să-mi dau un nebun pe doi pioni din pătorica adversă, că practic n-am decât un pion lipsă la apel, dar practic îl fac praf pe regele negru. Deci H6 din nou este o mutare slabă, pentru că după nebunia pe H6, G-a pe H6, dama H6, ești groghi. Dar ești groghi numai dacă știi. Ia, hai să zicem că aici eu mut, să zicem, turn E8. Cum dați mat aici? Aici, de fapt, poziția este foarte simplă, că puteți da mat în două mutări. În primul rând, dați simplu, mat așa, da? Mate. Că nu poate să iasă. Da? Întrebări? Nu. Dar mai aveți, vreau să vă mai arăt un mat. Să zicem că n-ar fi turnurile aici. Să zicem că aici albul bate și negru bate. Și aici poți să-l dai mat. De ce nu, 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 nu? Ce nu? Nu sunteți de acord cu mine? Daria, nu ești de acord? Deci, hai să zicem că tu cu albul ai făcut întâi schimbul de turnuri. Dar tot, regele negru tot este mat. Vreau să rețineți, chiar dacă ești în această poziție, care pentru negru este un fel de plus pentru negru, dar el tot este mat aici. Ia uitați-vă la această poziție tipică de mat. Dai șac cu nebunul. Nu poți să vii la F8, da? N-ai decât rege H8. Nebun G6, șac prin descoperire. Corect. Șac prin descoperire de la damă, rege G8, damă H7, rege F8, damă F7. Mate. A înțeles toată lumea? Deci chiar dacă albul ar fi făcut prima dată schimb de turnuri, care e o mutare prostuță, dar la el deja... am înțeles. Deci nu aveți întrebări. Dacă aveți, eu mă bucur. Când ajungeți în acest moment, să reluăm un pic. A mai rămas o singură mutare de calculat. Deci am calculat F5. Am văzut că nu e bună după nebun C4. Am calculat H6. Am văzut că nu-i bună după nebunea pe H6. Care e singura care a rămas? G6. Și asta a jucat în partidă. Da? Damă H6. Ideea este clară acum. Ce amenință albul aici? Cine îmi spune? Din nou cu mat imparabil. Ce amenință albul aici? Păi amenință cal G5. Corect, cu mat pe H7. Care e singura apărare a negrului aici? Ca să nu permis cal G5. Nu, că nu te scapă. F6, corect. Singura la părinți care e F6. Da, F6. Dar din nou slăbești diagonala. Deci albul joacă aici nebun C4, șah. E clar că nu poți să bagi turnul în față, că ți-l iau și pe urmă ți-au un H7 cu mat. Da? Toată lumea vede. Deci la turn F7, nebun F7, rege F7, damă H6, te-ai dus. Ești mat. Ia uitați-vă. Mate. Deci unica la părinți aici este...
rege H8, da? Și exact așa s-a jucat în partidă. Și aici albul se grăbește să câștige partida și face o gafă. Scuzați-mă. Adică face, are o scăpare în calculul lui și practic a trebuit, deși a câștigat până la urmă partida, a durat foarte mult. Deci el pur și simplu joacă turn de 7 cu mat imparabil la prima vedere la H7. Vedeți că, deci, ca să spun așa, găurile în calcul pot apărea la, în fiecare moment al partidei și cu cât o poziție este mai complexă, cu atât riscul de a apare astfel de găuri se multiplică, pentru că el nu vede bomba asta, nebunea pe H2 șah. Și după dama ia pe H2, dama ia pe D7, într-adevăr i-a luat calul de aici, dar poziția dintr-o dată, practic, albul trebuie să recâștige partida de la început. Pentru că el are într-adevăr avantaj, ca să spun așa. Deci, practic, el are aici doi nebuni pe un turn și un pion. Deci, aici totul e neclar. Într-adevăr, a putut să o, până la urmă a câștigat-o, dar multă, multă muncă, muncă. Deci, practic, și de fapt, la un moment dat, negru a avut șansa lui de remiză. Și uitându-ne la această poziție, ce ratează albul aici? Care e mutarea câștigătoare a albului aici? Cine poate să-mi spună? Pentru ca acel turn de 7 să fie ucigător. Ce trebuie albul să joace aici? Până auzi, Daria, că exact așa s-a jucat. Și după nebun H2 s-a pomenit că i-a luat ăsta turnul. Daria, nu ești atentă. Nu turne 7, Sofie, că am calul. Nu, Daria, nu turne 7, că la turne 7 zic mersi, Moș Crăciunul meu. Păi, deci, încă o dată, de ce nu pot să joc turn de 7? Pentru că e dama pe linia 7. Duceți-mi dama de pe linia 7. Obligați dama să nu mai stea pe linia 7, să-mi poată să-mi ia turnul după. Corect! Nebunia pe A6. Simplu ca bună ziua. Ți-am luat o figură. Ești forțat să-mi bați. Oricum, chiar dacă nu bați, n-ai decât dama 8, nu? Dar eu tot turn de 7 joc. Și acum turn de 7, ce șah mai e aici? Că nu mai pot să-mi iei dama. Nu mai pot să-mi iei turnul. Deci după nebuna 6, dama 6, turn de 7, te-ai ridicat de la masă. Cu negru. Că ești mat imparabil. Pe H7 sau G7. Deci observați importanța calculului într-o partidă și tot timpul, bravo Sofie, mă bucur că am înțeles, da? Deci tot timpul trebuie să fim conectați la o partidă, pentru că câștigul nu vine, ca să spun așa, automat. Da, intri în poziție mai bună. Dar adversarul se agață disperat de poziție și nu vrea să moară, cum s-ar spune. Și noi trebuie să găsim cele mai bune metode de a câștiga o partidă, da? Dar ia profit de faptul că ești intrată și particip și ce facem acum, Daria? Pantofini, da? Hai că v-am
V-am pantofini. Începem cu acest studiu celebru. S-ar putea eu să vi-l mai fi arătat. Deci albul este în șah de la tura neagră. Dar el are un pion care se transformă. Acest studiu a fost făcut acum mai bine de 100 de ani și rezolvarea lui zicea așa: negru mută și obține remiză. Dar ia te grăbești. Deci dacă joci rege pe 7, joc turn de 7 și îți dau turnul pe pion. Deci albul, deși are doar un pion contra turn, el vrea să câștige. Stați ca să înțelegeți. Deci, albul vrea să câștige, că acest pion se transformă, da? Și studiul acesta zice așa: negru mută și albul și obține remiză. Deci ca să nu dai pionul ăsta, practic albul nu are decât o singură mutare aici viabilă, rege B5. Ca să înțelegeți următorul, dacă joc cumva rege C5, eu am să joc turn C1, turn D1. Iar tu când scoți orice ai scoate, te și bat datorită acestui atac liniar. Înțelege toată lumea? Bun. De asemenea, dacă joc rege A5 sau rege A6, îți joc turn C6 și din nou te bat cu negru. De aceea, singura variantă viabilă pentru alb aici este rege B5. A înțeles toată lumea de ce este forțat, practic, pentru a încerca să câștige partida, albul să joace rege B5, da? Dacă venea pe linia 7, cum propusă Daria, îți legam pionul cu turnul și îți dădeam turnul pe pion și n-aveai cum să mă bați. Deci, încă o dată, până aici toată lumea înțelege de ce albul mută rege B5? Da. Dar negru continuă cu șah. Din nou, dacă reluăm pe alea, exact, deci dacă mă duc pe linia A, joc turn C5, te bat. Dacă vin înapoi, repet poziția. Da? Dacă vin la C4, din nou joc turn de 1 și te bat, că am șahul ăsta și zbor pionul, de singura mutare viabilă pentru alb care este? Rege B4. Da? Negru din nou îți dă șah. Din nou aceleași chestii, rege B3. Negru îți dă șah. Și aici albul zice, că joc rege C2 și scot damă. Nu mai ai ce juca. Da, da, fiți atenți cum suna acum 150 de ani acest studiu. Da, da, negru joacă aici foarte inteligent. Turn D4 și în momentul când scoți damă, îți dă șahul ăsta. Și când bați cu dama, Stalem. E pat. Frumos? Ca să recapitulăm. Dacă aici din nou vii rege C2, rege C3, ce joacă negru? Turn de 1. Da? Din nou rege C2, turn de 4. Da? Deci, aproape 100, da, corect, aproape 100 de ani acest
studiu a fost considerat remiză. Și totuși Albu câștigă aici. Că asta e frumusețea. După 100 de ani, deci acum vreo 50 de ani, cineva a descoperit că dacă Albu scoate turn, câștigă. Deci de obicei aceste finaluri de rege și turn contra rege și turn, 99% sunt remiză. N-ai ce face, sunt doar 4 piese. Dar aici ăsta e unul din alea 1% cazuri în care negru este pierdut. De ce? Păi eu pot să dau cu tura neagră vreun șah la regele ăsta? Nu. Dar în același timp ce mă amenință albu? Mat. Deci acum dacă dau șah, mai e cumva pat aici? Nu, că trebuie să mut aici și îți dau mat. Mere. Nu? Spuneți-mi și mie în poziția asta, deci după ce albu scoate turn, ce pot să mut ca să parez matul ăsta la A8? Cine îmi spune? Care singura mutare a negrului care parează matul la A8? Turn A4, corect. Unica la părinți, da? Da. Dar după rege B3 ai pierdut ori turnul din A4, ori ești mat la C1. Deci, practic, aici negru trebuie să cedeze. Deci, încă o dată, dacă mută turnul, ești mat. Meri. Dacă muți din rege, să nu iei mat, îți iau turnul. Și cred că toată lumea știe să dea mat cu rege și turn contra rege. Deci aici rege B2, rege aici, rege aici, rege aici, rege aici, turn, o mutare de așteptare, mat. Meri. Frumos? Deci încă o dată, acum 150 de ani, acest studiu a fost făcut greșit cu rezolvarea că negru scoate remiză, dar de fapt albul câștiga. Următorul exemplu. Și în următorul exemplu vă întrebe pe voi, hai că vă iau acum mai ușor așa. Ce mută albul aici și câștigă? Deci pionii albi se duc încolo. Albul la mutare, ce muți cu albul aici? Bun, Andrei. Bună ziua, domnișor Andrei. D5. Foarte bine, foarte bine. E cea mai corectă, da, și pe F7. Deci, într-adevăr, este cea mai directă și corectă metodă de a câștiga rapid partida. Dar, deci încă o dată, D5, două semne de exclamare, am câștigat partida, că acest pion se transformă. CD5, F7, D4, F8, damă. Dar ca fapt divers, albul ar mai avea o mutare de câștig aici, deși mult mai dificilă. Dar mai are una. Care e aia? Nebun H5, nu? Și într-adevăr, după A5, da, F7, puf, puf, te bat și aici. Dar mai dificil, pentru că acești pioni sunt totuși liberi și regele meu e destul de departe. Deci, încă o dată, răspunsul corect este dat de cele două domnișoare. Pion D5 și rezolvă problema. Următoarea. Negru la mutare. Ce jucați cu negru aici? Ia să vă văd. Nu vă grăbiți.
Deci, momentan, armatele sunt egale, dar negru are o manevră aici în care intră în avantaj decisiv. Care e aia? Bine, Sofie, te pup, pa! Pa, ne vedem mâine. Andrei propune dama F3. Deci, Andrei, după dama F3, dama C4, ce vrei să joci? Turn E2? Păi da, da, am turn F1. Nu văd cum mă ataci aici. Și ai rămas și cu un pion în minus. Da, și turn pe 1. Cum continui? Și uite. Rica, 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 rica. Dacă încerci H5, joc H4. Și pe urmă tu trebuie să ai grijă că eu am un pion în plus. Nu. Eu vreau să rămân cu un pion eu în plus, nu cu unul minus. Ia uitați-vă la mutarea asta, turn E4. Pur și simplu zba pionul. Deci după turn E4, turn D4, rămân cu un pion care mai are 3 pași până la transformare. Vede toată lumea? Mai ales că aici negru întinde și o cursă foarte subtilă a albului, care albul poate să pice foarte ușor în ea. Că, de exemplu, precis Raluca și Alexa mă întreabă acum, bine, dar de ce nu poate să bată? Nu e nimic, Căline. Da, ai întârziat puțin, dar nu e mare. Nu e mare, lasă. Bine că ai venit. Pentru că am șahul ăsta, Raluca și Alex. Ia uite de ce. Ți-am dat șah. Deci nu poți să ieși și forța să bați, bye bye dam. Deci vedeți ce înseamnă, deci practic după turn E4 aici, tu cu albul ești pierdut. Pentru că nu mai poți să-l aperi pe ăsta de două ori, eu îți voi lua turn de 4, iar dacă faci gafa oribilă, damea pe C4, am turn E1 și ți-am luat dama. Da? Scuze. Deci nu merge dama C4, turn E1, nu merge nimic. De exemplu, joci H4, turn de 4. Am rămas cu un pion în plus, la 3 pași de transformare, vașnic apărat în spate, te-am halit. Da. Următorul. Ce jucați cu negru aici? Este bine să faceți schimbul de dame, de turnuri? Ca să vă răspundeți la o astfel de întrebare, trebuie să gândiți exact cum ne-a propus acum mai bine de 100 de ani José Raúl Capablanca. Deci în finaluri se gândește după schemă. Turn D8, rege E2. Deci din faptul că voi, domnișoarelor, îmi propuneți tur de 8, deci nici dumneavoastră nu considerați că este bine să bat turnul. De fapt, este bine să bat turnul. Pentru că tu cu albul
Ai trei insule de pion și o mare slăbiciune. Deci, încă o dată, voi trebuie să vă gândiți cum ne-a propus ce câștigi, uite-te aici. Deci, vă gândiți cum, trebuie să gândiți în metoda lui Capablanca aici. Vă aduceți regele aici, regele aici, el va fi forțat, ba da, uite-te aici, va fi forțat să stea cu regele aici și împingeți pionii și câștigați totul. Deci uitați ce simplu se câștigă aici. Turnea pe C1, rege C1, rege F6, trebuie neapărat să vii să-l aperi pe ăsta. Rege G5, rege H4, rege H3, și aici încep să împingi pioni. Ia uite-te, Căline, deci tu n-ai decât să stai. Eu împing câți pioni vreau. Ia uite. Puf. Puf. Tu n-ai decât să stai. Puf. Da? Puf. Puf. Zbanc. Zbanc. La revedere, tabără, drag. Deci, încă o dată, reluăm. În această poziție, tu trebuie să fii conștient că în momentul după schimbul turnurilor, tu ajungi cu regele aici, el va fi forțat să ajungă ori pe G1, ori pe H1, să nu-l piardă, că dacă îl pierde pe ăsta, uitați-vă și voi, pe fundul lui pionul ăsta scrie damă. Dar tu tot împingi toți pionii și pe urmă regele tău, după ce faci tot schimb, toate schimburile de pioni, regele tău va fi pe linia a treia și a lui va fi pe linia a întâia și eu pe urmă deplasându-mă în dreapta, la revedere, la revedere. Deci schema aici câștigă. Nu trebuie să calculezi absolut nimic. Capablanca, când a fost întrebat cum reușește el să câștige finalurile, el a spus așa: pe mine nu mă interesează variantele, că nu mai ai ce variante calcula, nu mai ai mutări candidat. Pe mine mă interesează schema, adică unde să-mi pun regele, unde să-mi pun turnul, unde să-mi pun calul și totul devine limpede în capul meu. Cum ajung acolo, văd pe parcurs. Dar eu știu unde trebuie să-mi ajungă piesele, da? A înțeles toată lumea? Deci, Căline, când spui nimic, greșești. Următoarea. Suntem cu negru la mutare. Este un final destul de complex. Două turnuri și cal, patru pioni contra două turnuri nebun și patru pioni. Ce ați muta cu alb, cu negrul aici? Cine poate să-mi spună? Hai că asta e ușoară. E de copii mici. Cu ce idee, Căline, turna 2? Cu ideea, spunem, turna 2 cu ideea câștigului la H2, nu? Deci turna 2, rege pe 1, turn H2, da? Și ai luat un pion, da? Da, o să-ți dau și o șac și îți iau pionul ăsta. Altceva trebuie să-ți sficiuiască simțurile aici. Turn G1, de cine a apărat turnul ăla la G1? Of, Căline, ce turne 1? Deci tu, Căline, propui turna 2, rege F1. Ce joci aici? Turn G1? Bă, ți-l iau.
Păi cum ajungi la E1? E1, pentru tine, Căline, este acest câmp. Ce importanță are câmp, păi vezi? Deci ia fapt ajutator, ajutător, regele alb se află în plasă de mat. Și pentru a scăpa de mat, aici albul este silit să dea o figură. Deci, practic, întrebarea pentru voi este cum câștigați o figură. A, deci Căline, tu ai observat, dar nu știi cum să-l dai mat. Ia uite-te puțin mai atent la poziție. Nu, Căline, că-ți bag cu turnul cu șah. Căline, eu pe ăsta vreau să ți-l iau și îl voi lua, dar degeaba. Ia uitați-o. Păi a mei e mat, așa. Deci, de exemplu, dacă tu joci așa mat. Mei. Care e singura apărare a albului să nu ia mat? Se elimine pionul ăsta cui de aici, care ți interzice ție rege 3. Și nu ai decât turn F5 șah. Dar după rege E8, turn F4, ți-am luat o piesă. A înțeles toată lumea? Hello, mai suntem pe aici? Bun, 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 bun. Albul la mutare. Corect, corect. Albul este la mutare aici și cine este în avantaj aici? Din punct de vedere nu material, pozițional. Deci, din punct de vedere pozițional, cine este în avantaj? Negru, corect. Deci, negru a intrat cu un turn pe linia a doua și turnul meu stau ca un papă lapte aici să apere pionul C2, că dacă nu ăsta face iam, 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 iam. Vai ce bun suntem. Poziția asta ascunde multe, multe subtilități și trebuie să fii cu ochii cât cepele, ca nu cumva să intri în dezavantaj complet cu albul. Ce mută albul aici pentru a scoate, a echilibra poziția? Ce ați mutat cu albul aici? Gândiți-vă ce amenință negru, în primul rând, ca să răspundeți la întrebarea asta. Deci, ca să vedeți răspunsul corect, voi trebuie tot timpul, pe parcursul unei partide, să vă uitați la amenințările adversarului și să îi vedeți cele mai dure continuări. Deci să zicem că sunteți cu albul. Ce mutați aici cu albul? Care-i planul vostru de joc? Hai să vă dau eu o mână de ajutor.
Deci planul logic de joc este să gonești turnul de pe linia a doua. Mai mult de atât nu vă pot spune. La prima vedere e grea, domnișoarelor. Deci cum reușești să izgonești turnul de aici? Dacă reușești să izgonești turnul de pe linia a doua, ai echilibrat poziția. Cum faci asta? Ideea e bună, dar e greșit. Deci, strategic, ideea e foarte bună. Rege F1, rege E1. Excelent. Dar e greșită tactic. Pentru că la rege F1 nu mi izgonești turnul de aici nici să mă împuști. Uite ce joacă negru aici, G3. Și turnul meu va rămâne pe veci pe linia a doua. Ești forțat să bați și acum vin și te-am halit. Nu poți să mai joci aici că ți-au în G2. Deci încă o dată. Ce jucați cu albul aici? Călin a dat răspunsul corect. Deci trebuie să joci tu, ești forțat să joci G3. Și într-adevăr, pe urmă, nu te mai oprește nimeni să joci rege pe 1, rege E1. Toată lumea înțelege? Pleacă, bă, de aici. Hai să schimbăm. Asta e remiz. Dar observați cât de important este ca să țineți cont de loviturile tactice, inclusiv în final. Într-adevăr, Capablanca spunea, gândesc după schemă, după schemă, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fii atent și la loviturile simple, tactice, da? Care conțin, de fapt, tot o idee strategică în spate. Deci tu ești, practic, acolo obligat de poziție să joci întâi G3 pentru a interzice lui G3. Și pe urmă să vii, rege pe 1, rege 1, pleacă turnurile de aici, hai să schimbăm turnurile, la revedere. Ca aici dacă nu schimb turnurile, joci, de exemplu, turn C6, joc turn C3, pion C3 și pe urmă chiar eu stau mai bine, că eu am coloană deschisă, da? Bun, următorul. Negru la mutare. Ce ați mutat cu negru aici? Poziție de mijloc complet aiuristică, în care albul are un cal la mama naibii pe la 8, habar n-am. Iar regele lui alb este complet descoperit, ca o varză cu cârnați aici. Ce jucați cu negru aici? Deci armatele sunt egale. Iar eu pot spune că, păi da, domn profesor, dar tu ai nebun prost și, într-adevăr, nebunul meu de negru e prost, iar eu am nebun bun. Și chit că o să am calul cam departe, lui mai trebuie doi pași să vină la C7 și la E6 și te fac echilibrez poziția. Plus că turnul meu e pe coloană deschisă, într-adevăr ai și tu o baterie de turnuri pe coloana asta, deci chipurile la prima vedere e cu tante și mande. Dar
Negru are aici o mutare foarte frumoasă, care de fapt înclină complet balanța în favoarea lui, datorită poziției expuse. Da, poate să fie, este o lecție pentru avansați. De ce? Ai descoperit ce trebuie să faci, dar nu știi cum, Căline. Bun, hai să vă arăt eu mutarea. Vă arăt eu mutarea negrului și îmi spune două amenințări, îmi spuneți care sunt cele două amenințări care le realizează negru prin această mutare, cal G2. În momentul când faci o mutare cu mai multe scopuri, mutarea aia este foarte prețioasă. Și aici mutarea asta are două scopuri. Una pe care o vedeți, e clar, toată lumea o vede, cale 3 furculiță, bye bye. Dar mai e una care e de fapt cea mai periculoasă. Pentru că albul aici vede doar una dintre ele și joacă turn F2. Să nu-i mai și fac asta. Ce jucați cu negru aici? Bună ziua, Bixuș! Bună ziua! Deci aici, ca să te aperi de această furculiță de cal, ori turn C2, ori turn F2, ori turn C3. Ca să bați așa, n-are niciun rost. Cam baterie, da? Bun. Deci aici albul joacă turn F2. Ce joacă negru aici? Darea Bixuș este un prieten al nostru care se uită și el la lecțiile noastre. Călin, damă G5, de acord cu tine, este o idee, dar o să joc turn G2, turn E2, ca să n-ai mat pe G3. Bixuș zice cal G2 la E3, o să mut turnul. Acum eu vă spun vouă un lucru. Dacă aici vă spun așa, negru mută și dă mat, nu, păi e pe H6. Negru mută și dă mat. Deci damă G5, turne 2, bați. Ce bat ai? Păi bați nebunul. Și ce dacă bați nebunul? Deci, dacă eu vă spun aici, în poziția asta, că negru mută și dă mat în două mutări, voi o vedeți imediat. Dar trebuie să fie unul în spatele vostru să vă spună că negru joacă damă H3 și mat. Căline, uite-te la mine ce trebuie să joci cu negru aici. Exact, Daria, foarte... Deci, Căline, aici nu merge... Deci, damă H3, rege H3, turn H6. Mate. Sau, damă H3, rege G1... Ăsta e mat, Căline. Te-ești Gigi contra. Cale 3 șah și ești varză cu cârnaș pe G2. Ia zi, Căline, cum vrei tu să-mi arăți? Ia. De zi, Căline, ce joci aici? Nu, stai... A, deci tu zici să bați aici. Da, de acord cu tine. Da, uite, poftim un joc asta. Ce joci aici? Păi cum s-ar cu dama de la H6 la G3? D
Deci hai să reluăm, Căline. Deci cal G2, turn E2. Continuă tu de aici. Dama G5, da? Poftim, damă de 1. Sau damă de 2. Era tur pe 2, dar asta a găsit. Deci, Căline, tu când... Stai un pic, Căline. Tu când vezi o mutare bună, caut alta și mai bună. Eu ți-o arătai un mat în două mutări. Eu nu te... Deci, normal, deci el aici a complet... Deci, el cu albul a pierdut complet sensul că la tur pe 2, care de fapt e gafă, poți să bagi și calea pe 1. Eu sunt de acord cu tine. Și după damă pe 1, să zic, ți-l bagi și pe ăsta, dă-l încolo și te bat. Dar nu mai ai mat. Eu ți-am spus ție, când vezi o mutare bună, caută alta și mai bună. Deci aici cea mai bună mutare nu e nici cale 1, nici că e damă H3 pur și simplu. De ce nu vrei să înțelegi tu lucru? Că ceea ce spun foștii mari maestri înaintașii noștri are un mare adevăr. Când vezi o mutare bună, și asta a spus-o Emanuel Lascăr, pe care noi l-am făcut și ieri și alaltăieri, dar tu n-ai avut bunăvoința să participi, dar nu te, stai un pic să nu înțelegi că te trag de urechiu și acum, pentru că era weekend, deci în weekend nu este prezență cât de cât obligatoriu. Dar Emanuel Lascăr a spus așa, când vezi o mutare bună, oprește-te, nu o faci, uite-te după alta și mai bună. E greu de urmat acest sfat? Eu zic că nu. Următorul exemplu. Deci albul la mutare. Armatele sunt egale. Ce ați mutat cu albul aici? Ținând cont de poziția expusă a regelui negru de aici, care n-a reușit să-și facă nicio rocadă, a rămas în centrul tablei. Dar la prima vedere spui că, mă, dar totuși negru are o mică compensație. Care perechea de nebuni? Da, dar perechea de nebuni nu prea e tare în poziții închise. Cal F5. De să dai monstru din E3, să dai monstru de cal pe nebunul din D7. Deci, Bixuș, tu zici cal F5 și după nebun F5, damă F5, cum îmi străpungi mie? Am să-ți bat. Vezi că ai nebun în priză. Intri în dezavantaj aici. Încerc să ajungi în poziție superioară. Ia, uitați-vă, vă rog, că aici, din nou, încă o dată, este vorba de valoarea relativă a pieselor. Deci uitați-vă ce mutare hoață face albul aici. În fond, Bixuș își dă seama că acest cal din E3 poate să devină o forță deosebită, dar nu la F5, Bixuș, la D5. Da, dar la D5 am un pion de-al meu. Ce naiba fac cu el acolo? Cum îl dau la o parte? Păi uite cum îl dau. Jucând turn C6. Și acum. Deci dacă îl bați și ți-l bat, ești groghi. Pentru că n-ai cum să parezi și cal de 5 șac nebun, că fac două bătăi, și C7, urmat din nou de cal de 5 șac și ce-o apărea pe C7. Da?
Deci, practic, negru aici își dă seama că nu poate să bată turnul. Deci toată lumea vede, da? Nebun C6, D6, ce joci aici cu negru? Propuneți-mi voi o mutare pentru negru aici, care să-l scape. D5 nu poți să joci că ești legat, am un nebun monstru aici. Deci calul meu va apărea aici, dar voi avea eventual și C7 ca să râd de tine. Deci ești complet pierdut. Odată ce calul a intrat la D5, poți să ridici mâinile în sus ca o găinușă și să zici mă predau. Și atunci negru nu bate. Joacă nebun C8. Cum continuați? Faptul că nu mi-a bătut turnul și mă lasă pe el să intru în țara lui, nebun monstru, da? Deci mă lasă pe mine să intru în țara lui, trebuie neapărat să profit și să mă uit la piesele mele, să vorbesc cu ele și să le întreb, tu ce faci, tu ce faci, tu ce faci, tu de ce dormi? Ce piesă albă doarme? Corect. Deci turnul din F1 nu participă la luptă. Și practic după o astfel de mutare poți ceda. Pentru că de ce cedezi? Corect. Turnul din F1 la C1. Păi n-am zis tot la fel? Deci practic tu trebuie să mă oprești turn C7 șah. Dar la turn D7 îți închizi diagonala nebunului. Cal F5, rege oriunde, unde vreți voi, câte bătăi am păstrat? 3. Deci aici, practic, dacă pui engine-ul să calculeze, să nu credeți voi că eu vă mint pe voi, zice așa. Hai, bă. Bă. Ăsta intră în vacanță engine-ul meu. Da, scuze, tocmai când să-l laud și eu pe el, nu vrea. A, era trecuse pe blitz. Stați așa. Nu, tot nu vrea. Bun, deci, lăsând la o parte, deci aici ești complet pierdut cu negru, da? În momentul când îți pică D6 cu toate alea ce se întâmplă aici, nu mai e. Bun, următorul. Albul la mutare. Ce mutați cu albul aici? Vedeți că asta este o poziție foarte, foarte zgubilitică. Nu vă aruncați în ea, deci la prima vedere zici, mamă, păi sunt cu albul, am o piesă în plus, are și o damă în plus. Dar eu am două turnuri atacate, nu pot să-i bat dama că sunt mat pe ultima linie. Toată lumea vede, sper, nu? Deci turn C7 mat într-o mutare. Deci ce jucați cu albul aici? Deci încă o dată, ai turnul sub atac, ai turnul sub atac, stai și pe mat. Ai o figură în plus. Cum rămâi cu figura în plus, practic? Ce mutare faci cu albul aici ca să rămâi cu figura în plus? Deci, în astfel de poziții, v-am spus eu, pozițiile pot fi de două tipuri. Poziții strategice, în care
să calculezi n-are niciun rost, că trebuie să te ghidezi după principii. Nebunii să fie pe diagonale deschise, turnurile să mi le pun pe coloane deschise, regele la adăpost, caii să pună avamposturi, dar deci tu zici aici cale 5 F3. Păi da, bixuș, dar nu uita că ai un turn în priză. Păi da, bixuș, dar nu uita că tot matești. Mate. Cum, ce zici tu? Deci, încă o dată, cale 5. Alo? Cal de 3. Damă ce 1. Cal ce 1. Turn pe 1. Mate. Deci, hai să reluăm, bixuș. Ce mutare propui tu cu albul aici? Andrei, tu propui damă G8? Păi și când bag cu regele? Cal la F3, da? Deci încă o dată, tu, bixuș, propui cal F3, da? A, ai nebunul din G5. Bine, atunci îl bag pe ăsta. Nu ți-l bat pe ăsta, ți-l bat pe ăsta. Da, bixuș, dar îți bat turnul din D6. Cine stă mai bine aici? Deci, bixuș, cal pe 3, nu mai bat în C1, scuză-mă, damă D6. Deci aici negru stă mai bine. Are avantaj în plus. Calitate. Deci ce mută albu aici ca să câștige? Calcul, 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 calcul. Ia uitați-vă la mutarea asta. Damă de 1. Damă B3 la E3 nu-ți rezolvă problema. Tot pe minus ești. Dar damă de 1... Nu cal pe 7, Andrei. Stai un pic. Deci acest damă de 1 îmi rezolvă mie toate problemele. Păi dacă îmi bați dama, îți bat dama. A rămas cu o piesă în plus. Că n-ai mat pe pe 1. Deci când nebunul tău pleacă de pe E2, nu mai ai mat pe F1, tur F1. Deci încă o dată. Mutarea câștigătoare pentru alb. Damă de 1. Ce jucați cu negru aici? N-ai ce juca. Mi-am apărat și turnul din C1. Mi-am apărat și turnul din D6, rămân cu o piesă în plus. Ai damă în priză, dama mea păzește și matul la F1. Ce joci? Deci încă o dată, nebun de 1, turn C7, ai rămas cu o piesă minus. Că nu mai ai mat la F1. Da, acum vă întreb eu pe voi. Într-o astfel de poziție, care este extrem de dificilă, este important să faci mutările candidat? Da. D5
Deci dacă cumva din toate mutările astea care le-am propus noi până acum, calfe 3, calce 4, turne 1, nu e în calcul și damă de 1, asta înseamnă pierderea partidei. Deci, practic, ia să vedem, poate a ieșit engine-ul din... Ia uitați ce zice aici. Damă de 1. Plus. Urmat de minus. Singura care îți aduce ție câștig. Restul, într-adevăr, sunt plus pe minus. Dar asta nu înseamnă că ai partida câștigată. Următoarea. Cam atât. Asta am făcut-o. Deși terminarăm mai repede, haideți să ne vedem pe Lices, da? Deci pentru un sfert de oră sau chiar jumate, cât vreți dumneavoastră să stați, eu am să intru acum pe Lices, facem niște partiduțe pe acolo, da? E bine așa? Da, păi eu ce zic, hai să jucăm pe Lices pentru sfertul de oră sau jumătate de oră, cât mai stați voi, da? La revedere, la revedere!